Să nu uităm că suntem angrenați într-un teribil război spiritual. Iată unul dintre mesajele importante ale scrisorii a doua către Corinteni, scrisă de Apostolul Pavel, el însuși angajat în acest război spiritual, pentru care avem la îndemână însă și armele corespunzătoare, puse la dispoziție de însuși Dumnezeu, adică sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, conform Efeseni 6, versetul 17, apoi Duhul Sfânt, precum și rugăciune. Dacă vrem să biruim, trebuie să ne supunem necurmat și necondiționat Duhului lui Dumnezeu, până la nivelul ultimului gând. Pavel lasă apoi garda jos, cum se spune, și își exprimă deplina preocupare părintească pentru confrații săi corinteni. Dorința lui fierbinte era ca ei să aibă o relație personală și profundă cu Mântuitorul, dar era conștient că dușmanul sufletelor, cu subtilitate și viclenie, le corupea și le deturna mintea de la încrederea simplă și curată și exclusivă în Iisus Hristos. Uitați-vă pentru aceasta în versetul 3 din capitolul 11. Pavel se temea ca nu cumva acești credincioși din Corint să se lase păcăliți de Satan, cum pățise, de exemplu, strămoașa Eva. Fiți sigur că Satan nu se odihnește și că nu se dă înlături de la nimic. De exemplu, când a văzut că persecuția nu stăvilește dezvoltarea bisericii, și-a schimbat strategia, a intrat în biserică și a dat seama că era mult mai eficient dacă lovea creștinismul nu din afară, ci dinăuntru, din interior. Și la fel procedează și astăzi. El atacă validitatea cuvântului lui Dumnezeu și încearcă pe toate căile să discrediteze Evanghelia. Iar dacă nici asta nu funcționează, îi va blama și îi va discredita pe cei ce proclamă Evanghelia. Și o face în special prin ispite carnale sau financiare. La fel a făcut și în ce îl privește pe Apostolul Pavel. Dar Apostolul s-a ferit să ceară vreodată măcar o lețcaie de la credincioșii din Corint. Spre deosebire de concurența sa, învățătorii mincinoși care pozau în slujitori ai Domnului, dar erau doar niște prefăcuți înșelători și lacomi. Treziți-vă! Păziți-vă! Le strigă corintenilor omului Dumnezeu Pavel. Apoi el se implică și mai mult. Dați-mi voie să vă povestesc despre viața mea de lucrător al Evangheliei, care, credeți-mă, nu doar că nu era ușoară, era periculoasă și sângeroasă. Nu încăpea dubii ori îndoială în ce privește educația, pregătirea ori moștenirea religioasă ale apostolului. Dar din momentul în care Pavel se predase cu totul lui Iisus Hristos, el devenise o țintă și un magnet pentru suferințe și atacuri de tot felul. Cu modestie și realism, apostolul declară că el lucra mai serios și trudea mult mai mult decât toți acei oponenți ai săi, fiind mai des întemnițat decât ei, bătut de mai multe ori, riscându-și în mod curent viața de dragul lui Iisus și al Evangheliei. Oare câți dintre noi ar putea astăzi să pretindă că au trecut prin ceva asemănător? Aș spune mai degrabă că majoritatea nu știm nimic despre prețul greu de plătit în urmarea și de dragul lui Iisus Hristos. Dacă recitim lista întocmită dintr-o suflare de Apostolul Pavel, în capitolul 11, versetele de la 25 la 33, sigur ne vom pleca umiliți capetele și vom spune: Doamne Iisuse, ajută-mă și pe mine să fiu un urmaș și ucenic autentic al Tău. Ajută-mă să fiu credincios și să rămân umil și dependent de Tine. De unde ne luăm puterea de care avem nevoie ca să trăim o viață de autentici creștini? Aflăm împreună data viitoare sub același generic.